Eu cred că toate femeile se tem un pic de menopauză și toate speră ca acest lucru să se întâmple cât mai târziu. Este oare menopauza un lucru care să ne îngrijoreze? Adel Chirică este alături de noi și ne va povesti totul despre experiența. E bine ai venit, Adel? E bine v-am găsit. Despre asta nu vorbisem până despre acum. Despre asta nu vorbisem, dar este un subiect foarte important, care nu iartă pe nimeni. Doar că, da, de regulă se poate întâmpla ca această menopauză să vină mai devreme sau mai târziu. Și aș vrea să ne spui care este situația ta. La ce vârstă ai intrat la menopauză? Eu am intrat confirmat de analize pe la 40-41. 40-41, destul de devreme, aș spune. Da. Destul de devreme. Ai avut ceva semne înainte să intri la menopauză? Eu, având endometrioză, am avut înainte menopauză indusă de medicamente ca tratament pentru endometrioză. După 3 ani am întrerupt tratamentul, lucrurile au revenit la normal și am fost ok. După care s-a întâmplat brusc, la un an distanță, natural. Teoretic, faptul că sunt la menopauză mă ajută cumva pe partea endometriozei. Dar mă distruge pe alte planuri. Pe ce planuri? Ce înseamnă? Menopauza, așa cum o trăiești tu? Pentru mine a fost cumva ca un șoc, deși la mine e greu să mă mai șochez în ziua de astăzi. Dar eu am luat-o ca pe un șoc, așa, adică am fost foarte distrusă psihic. Ce ai simțit? Adică, efectiv, Că s-a terminat nisipul din clepsidră, adică ce mai aștept? Asta, da, cumva, eu asta, nu, nu știu, nu pot să generalizez. Zic de tine. Da, eu asta am simțit. Că am zis, ok, ce mai aștept pe menopauză? De ce? Ce pot să mai aștept? Deci, cumva te-a marcat la nivel psihologic. Dar acum vreau să-mi spui puțin despre niște schimbări concrete din corp. Am auzit de celebrele bufeuri. Tu le-ai avut? Le-ai? Da, le-am avut. Nu prea le mai am pentru că, slavă Domnului, am o echipă de medici foarte bună în spatele meu, care mă susțin din toate punctele de vedere și ginecologic și psihologic și pe toate părțile. Hormonal. Și hormonal, adică orice problemă am, iau soluții chiar dacă nu ține neapărat de ramura lor. Ok. Adică nu mă lasă să trec singură prin chestia asta și chiar le mulțumesc. Schimbări de dispoziție? Da, astea mă omoară și în ziua de astăzi, că acum râd și în 5 minute plâng și dacă mă întreb ce am, nu știu ce am. Nu știu, sau sunt foarte nervoasă și mă enervez eu pe mine că sunt nervoasă, pentru că mă uit, îl văd bine pe fimiu și zic, măi, am toate motivele din lume să fiu fericită, trăiesc niște lucruri la care doar visam cândva să le trăiesc, iar eu acum, în loc să mă bucur de ele și să fiu fericită, sau să și plâng proasta, dar nu, sau sunt foarte nervoasă și îmi vine să rup gâtul cuiva. Dar sunt niște chestii pe care nu pot să le stăpânesc, n-am nicio putere. Kilograme în plus? 20. 20 de kilograme ai luat? Da. Acum sunt la dietă, la slăbit, am reușit să slăbesc 5. Deci stai o clipă, de când a debutat la tine menopauza și deci de cât, de când? Da, cam în 2 ani am luat 20 de kilograme. Wow. Dar îți vine să mănânci mai mult sau pur și simplu se acumulează mai ușor? Mă îngraș și cu aer și cu apă și dacă dorm, și dorm foarte mult de la menopauză, dorm foarte mult. Și bănuiesc că și slăbești greu, adică toate procesele de slăbire sunt încetinite, nu? Da, totul. Deci am încercat tot ce se poate. Încercat și problema e că nici nu mai am rezistență fizică cum aveam înainte când eram tinerică. Și este foarte greu pentru mine să mă mai pun să fac sport, pentru că și cu endometrioza și cu menopauza mi este greu să urc dealul. Am fost cu David și cu prietenii noștri în vacanță în weekend acum și am fost la Dino Park și până am ajuns la ultimul dinozaur am crezut că leșin acolo, adică eram și nu era cald, nu era. Era foarte greu pentru mine, că și să car și kilogramele și eu neobișnuită, adică n-am mai fost atât de grasă de când eram însărcinată cu fiul meu. Cam acolo e raportul. Nu pari, adică așa uitându-mă la tine nu aș spune pentru că ești, slavă Domnului, există oameni care confecționează haine și pentru noi ăștia mai grăsuți. Și cumva am avut grijă să nu devin penibilă și să port rochii scurte și fuste scurte și haine mulate cum purtam înainte și cumva am încercat să iau un sac, să fac niște găuri, să știi, adică să mă adaptez situației cumva, știi? Dar ai găsit niște, nu știu, niște metode, niște soluții prin care poți să combați un pic schimbările astea pe care le aduce menopauza în viața ta? Trebuie să lucrez foarte mult tu cu tine. La mine eu am noroc că medicul meu, Gheorghe Gică, este medicul meu ginecolog, este un fel și de psiholog pentru mine. Și asistenta lui este Elena, este prietena mea de ani de zile, de foarte mult timp. Și ei mă suportă, adică eu când bubui, la ei bubui. Îi sunt pe ei. Da, și întotdeauna îmi găsesc pentru fiecare problema mea, întotdeauna o soluție, chiar dacă nu ține neapărat de ramura de obstetrică ginecologie, nu mă lasă să mă afund, adică... Îmi plus dau că, seama... uite, cel mai... Uite, de exemplu, Elena, când am bubuit și am zis, Doamne, am intrat la menopauză, s-a terminat toată viața mea, ce mai aștept să mor acum, când după menopauză nu mai vine nimic. Nu mai e, s-au terminat toate capitolele, copilărie, adolescență, maturitate, menopauza și gata, după menopauză ai tras
linie, că nu mai e ce să mai aștept. Singurul capitol care mai vine e... Și Elena mi-a zis, băi, nu fi nebună că avem paciente care intră la 20 de ani la menopauză, la 25 de ani la menopauză și asta nu înseamnă că așteaptă să moară și că s-a terminat viața lor acolo. Și există viață după menopauză, ce crezi? Deci la tine a fost un prag psihologic puternic, mai puternic decât simptomele în sine. E foarte complicat să știi cum îl iei, știi? Adică e bine și să-l trăiești. Eu nu sunt pe principiu să îți ascunzi ce simți sau să bați în tine, știi? Pentru că astea le-am învățat pe propria piele. Cu cât nu trăiești fiecare sentiment care îți vine atunci când îți vine, la intensitatea la care îți vine, lasă sechele mult mai nasoale după aceea, ca bumerang, știi? Și atunci am bubuit, adică am tras mașina pe dreapta, că mi-a venit bine, doctorul n-a crezut, m-a pus să repet analizele, să vedem la laborator dacă mi s-a același, pentru că mie mi s-a analizele, că nu era menopauză în instalare, era deja gata instalată de ceva vreme. Păi și stai un pic, ce fel de analize faci ca să dai seama de asta? Sunt analize speciale. Cu o dozare pentru... de hormoni? Da, 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 da. Sunt speciale pentru menopauză și în funcție de valoarea care ți iese acolo, îți dai seama de gradul, dacă se instalează, dacă ești la premenopauză, dacă este în timp în instalare sau deja instalată. Și la tine era deja de ceva timp. Da, la mine era. Și atunci tu când ai înțeles că ești la menopauză, ți-ai justificat și niște trăiri ale tale, da, de dinainte? Da, da. Le-am dat o explicație. Nu mă aștept foarte tare, pentru că nu vreau să ajung să iau calmante. Bine, mă mai salvează uleiul de cannabis alofimiu, că îl mai folosesc și eu și mă ajută în menopauză foarte mult. Zău? Da, pentru că eu, având endometrioză, nu pot să iau suplimentele care se iau pentru menopauză, pentru că conțin soia și în endometrioză nu ai voie soia. Okay. Și toate acele suplimentele care le vezi la televizor cu reclame și așa, eu nu am voie să le iau, care poate m-ar ajuta, habar n-am. Atunci singurul care mă ajută și care e ok pentru menopauză și pentru endometrioză este uleiul de cannabis, care e bun și pentru epilepsia lui fiului, și atunci îl șeruim. Da. Și mă ajută și pe stările de somn foarte mult, că altfel insomniile ar fi în floare, și pe partea de bufeul și pe partea emotivă, să nu omor pe toată lumea din jurul meu. Da, pentru mine este chiar, da, și să ai niște oameni cu care să poți să lucrezi, că dacă rămâi singur acolo, afundat în problema aia, nu mai vezi luminița. Nu mai, da, nu mai găsești soluții și nu mai ai senzația că se termină totul acolo, știi? Și pragul ăla de 40 de ani, dacă mai vine și menopauza cu pragul de 40 de ani, ia că ți-ai tot acum în complet să o iei pe câmpii. Sunt persoane care nu iau pe câmpii. Asta a fost experiența mea. Chiar mă întreba cineva, băi, da, e adevărat că la menopauză începe să scade fața, să scadă fața, pielea? Zic, nu știu, uite-te la mine. Dacă da, chiar te pare că ai văzut schimbări și din punctul de vedere, nu știu, la da, am început să mi se păteze pe tenul foarte mult. Ceea ce înainte, în afară și de și simți mai deshidratat, mai, sau nu neapărat? Nu, nu, asta nu neapărat. Bine, la mine un cucuieții din deal unde stau eu și la aerul și apa pe care le-am acolo poate să fie de factor, știi? Dar nu, pentru mine asta a fost problema emoțională, psihologică și problema greutății. Astea a fost și a trebuit să respir, să învăț să respir din nou, să lucrez eu cu mine, să-mi adun niște oameni în jurul meu care să poată să mă susțină. Un cerc de încredere și de... Da. Și alte persoane care trăiesc cu menopauză și să învăț de la ele eventual și să văd experiența lor cum a fost, dar nu neapărat să-mi imaginez că așa va fi și la mine, chiar dacă era mai bine sau mai rău. Și să iau fiecare lucru așa, step by step, cum vine, și după aceea să-mi dau seama că, ghiși, există viață și pe menopauză. Păi, acum așa, din câte am aflat, din câte mi s-a spus, într-adevăr, e pragul acela, imediat când se instalează și o perioadă e foarte rău, după care lucrurile se calmează. Da, ori te obișnuiești cu schimbările, cu orice rău, adică știi cum, te obișnuiești și cu binele te obișnuiești mai rău, mai repede, dar și cu rău te obișnuiești și înveți să trăiești cu el în casă. La un moment dat mi-am gândit seama că nu e cel mai mare rău care mi se putea întâmpla, că este o chestie absolut normală care se va întâmpla tuturor femeilor mai devreme sau mai târziu. Asta nu ține de noi. Și trebuie să o iau așa cum e și să pot să-mi arăt că să trăiesc mai departe cu. Dacă la femei se cheamă menopauză, la bărbați cum se numește? Andropauză. Asta, uite, mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, pupă-l și pe piticul tău. Cu drag, ne se dor uită de la el. Tine, că și lui era dor de, de tine, dar era puțin obosit să-l mai car după mine, că dacă a fost în plecat, plus că acum se plictisea pe discuția asta, îți dai seama. Da, mă pace, mă duc acasă să mă întreb de ce am altă treabă, scriu la cărți. Ce ai vorbit, da. Exact. Apropo, că David s-a trimis a doua carte la editură, așteptăm să fie gata și după aceea o publicăm. Să ne aduceți neapărat. Să ne aducem și pe aceasta. Te pupăm și îți mulțumim.